Haideți, 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 ușor, ușor, haideți, veniți pe canal, haideți să discutăm. Salutare frumoșilor, Cristian Chifu aici. Știați că pe Revolut poți să cumperi cripto, dar nu poți să le deții? De fapt, nu sunt ale tale, nu le deții, este ca și cum ai cumpăra acțiuni. Cineva le deține pentru tine. Și de ce am menționat asta fix la început de clip? Pentru că orice ai cumpăra cu proprii bani și nu deții tu, poate deveni problematic și poți să pierzi foarte mulți bani din cauza asta. Vezi Robin Hood? Și azi discutăm fix despre problema asta pe care probabil nici măcar nu o considerai problemă. Dar înainte de toate, hai să dăm un like la clipul ăsta pentru că ajută foarte mult canalul, iar pe tine te costă o singură secundă. Aștept! Și asta este o problemă existentă în spațiul cripto versus spațiul bancar. Poți să iei cardul de la Crypto.com, de la Binance, de la BlockFi, de la Revolut, însă ori sunt fintech, ori sunt doar de cripto, ori sunt doar bancare. Și asta este o problemă. De ce? Pentru că există foarte multă fricțiune, iar fricțiunea asta mă costă bani. Și o să vă zic cum am schimbat odată niște euro în dolari. Am folosit Revolut și nu vreau să denigrez Revolut pentru că îl folosesc foarte, foarte bine, însă mai există niște problemuțe de genul ăsta. Am schimbat 700 de euro în dolari și mi-au luat undeva la 7 euro fee. Doar pentru exchange-ul ăla, practic dintr-un cont în altul, dar strict pe aplicația Revolut. Și apoi încă vreo 6 să trimit banii aia schimbați, practic în alt cont bancar. Și pentru că intrăm în spațiul ăsta în care din ce în ce mai multă lume vrea să plătească cu cripto pentru că este lipsit de fricțiune și vor să facă plăți la cafea, la taxe, la investiții, schimburi din astea peer-to-peer de la om la om, fără să ne cunoaștem reciproc, avem nevoie de un singur produs care ne ține toate monedele în același loc. De ce? Ca să nu mai pierdem o grămadă de timp și de bani pe exchange-uri și transferuri. Și bineînțeles, trebuie să fie legal. Și ajungem imediat la ce proiect am găsit care poate rezolva problema asta. Și în câteva detalii, aplicația care va fi construită de așa natură, te va lăsa să-ți creezi un cont bancar în euro, unul în lei, un cont de cripto, adică în Bitcoin sau Ethereum, un alt cont în dolari, etc. Deci ai practic toate criptomonedele și banii fiat în același loc. Făcând exchange-urile astea sau transferurile oricând ai tu nevoie și cel mai important este faptul că poți plăti ce vrei tu inclusiv cu cripto. Taxele, cafeaua, abonamentele, orice cheltuială pe care o ai. Mă rog, aproape orice cheltuială. Iar proiectul se numește Digital. Și culmea este început tot de români. Români care sunt foarte underrated pe piața asta de IT. Sunt foarte, foarte inteligenți. Dacă te gândești în momentul ăsta că, auleu, este proiect românesc și e prost făcut, ei, uite, ești te înșeli. Tocmai pentru că noi ca nație, ca români, suntem foarte recunoscuți în domeniul ăsta de IT. Iar piața asta românească de proiecte în cripto este foarte, foarte la început. Deci, oportunități uriașe. Cât de uriașe? Atât de uriașe încât proiecte ca Elrond a ajuns în top 50 în lume. Și piața asta este foarte, foarte emergentă, doar că ne lipsește un pic educația. Așa că hai să ne educăm să vedem ce vrea să facă proiectul ăsta Digital. A început practic să lucreze exact pe problemele despre care am discutat la început de clip. Și pentru că v-am mai spus practic ce research îmi fac eu înainte să investesc în orice fel de proiect, ca să știu că mă bag în ceva cu potențial, mă uit la anumite chestii și o să le reluăm astăzi. Pentru că promisiuni sunt peste tot. Sunt 30 și ceva de mii de proiecte în cripto și ca să defrișăm pădurea asta de boscheți, să ajungem la proiectele alea importante și bune, trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la problema pe care vrea să o rezolve proiectul respectiv. Problema practic am văzut-o la început. În mare, pentru că nu vrem să intrăm în tehnic, o să ne plictisim de moarte aici. Deci vrea să construiască o aplicație digitală unde să-ți ții toate valorile, ca o cutiuță de valori, unde poți să pui și aurul, și diamantele, și argintul, și cerceii, și inelele, și ghiurile, și lănțiciu cu cucurile, și bineînțeles să fie complet legal să faci treaba asta. În al doilea rând, ne uităm exact la ce oameni conduc proiectul respectiv. Iar ca CEO îl vedem pe Alin George Luca, cu care am discutat inclusiv personal și am aflat că domeniul lui de activitate a fost ingineria vapoarelor și piața de diamante. Deci ca și experiență a rulat ceva milioane de dolari până a dat de problema asta pe care dăm mulți dintre noi. Transferul greoaie, fricțiune financiară. Apoi avem câțiva oameni specializați fiecare pe domeniul lui de activitate pentru că degeaba erau 5 programatori în blockchain dacă nu știau să construiască o afacere. Deci sunt oameni cu experiență la mijloc care pot să țină toate departamentele, nu doar cel de inovație, adică pe IT. Care inovație practic este blockchain-ul ăsta despre care tot vorbim aici. Numărul 3, ne uităm și la investitori sau cine îi susține. O altă companie mare sau un grup de investitori importanți. Și aici s-a remarcat practic Modex. Cei din domeniu poate au auzit de numele ăsta pentru că e un nume destul de greu. Modex la rândul lor lucrează cu numele cele mai mari: UiPath, Microsoft, Amazon și altele. Iar Modex ajută Digital la construcția propriului blockchain, care vine puțin mai târziu. Pentru că momentan se folosesc de cel de la Binance. De ce? Mai puțină fricțiune. Și apoi în al patrulea rând ne uităm la roadmap, adică care sunt planurile de viitor, când vor să livreze produsul, care este parcursul până acolo. Iar Digital își propune ca până în
2024 să livreze exact ce a murit până acum. Produsul complet finisat, să fie pregătit de adopție în masă și ai zice că, mamă, dar mai e o grămadă până în 2024. Dar aici ar exista practic al cincilea lucru foarte important, promisiunile pe care le fac. Că dacă îmi spuneau că în 6 luni facem 10X cu toții sau îți oferă și pe mama și pe tata, e, acolo era un steag roșu. Prefer un plan A pe termen lung și, bineînțeles, un plan B de rezervă în cazul în care nu ies toate chestiile pe care și le propun, dar pentru că investitorii în proiect nu au nicio vină, vor trebui asigurați din cauza asta, adică eu, bro, că vreau să investesc. Mai ales pentru că este un proiect foarte complex care nu s-a mai realizat până acum și durează. Deci trebuie răbdare și cât mai mulți oameni care să se implice în proiect. Am văzut detaliile tehnice și le-am recunoscut, însă nu vreau să intru prea mult în detalii, tocmai din cauza că va dura foarte mult și ne vom plictisi oarecum puțin. Dar dacă vrei să vezi totul explicat cap-coadă, CEO-ul Alin Luca a fost la Buhnici și au vorbit mai multe pe tema asta. Deci o să las un link în descriere ca să mergi să vezi tot clipul, dacă ești pasionat și de partea sa tehnică. Pentru că vorbeam de investiție, în momentul ăsta sunt în fază de pre-sale și nu prea mai au locuri libere. Abia am prins și eu loc, însă este posibil să mai urmeze o fază de private sale, în care se poate intra pe un preț mai mic per token. Tokenul se numește DTM. Și dacă te tentează mai multe detalii despre private sale-ul ăsta, rămâi până la final. Iar în interviul de la Buhnici arată și un demo cu aplicația finală care arată foarte, foarte bine. Mai ales din punct de vedere user experience. Pentru userul clasic care nu știe ce aia blockchain, nu știe ce aia crypto, vrea să vadă chestiile cât mai simplu acolo și să tranzacționeze cât mai ușor. Iar în istorie, succesul unei companii de tehnologie, inclusiv succesul Apple, care este cea mai valoroasă companie din lume, a constat în adopția maselor, care au nevoie de user experience simplu și strict pe nevoia lor. Iar aplicația de la Digital este construită exact de așa natură. Și poate că ai uitat, dar inclusiv eu am conceput o aplicație pentru cafenele noastre, strict pentru loializare. A fost foarte greu de realizat, dar a fost foarte simplu de folosit pentru userul final. Și am conceput-o cu compania care livra produse de genul ăsta, de pe vremea când aveam doar 3 locații și a ajuns undeva la 8.000 de user în primele 4 luni. Pentru că am conceput-o strict ca fiecare user să o folosească foarte simplu și să nu stea să-și prindă urechile. De exemplu, să-ți creezi un cont dura fix 30 de secunde și nu aveai nevoie nici de mail, nici de parolă, nici de buletin, nici să sacrifici o fecioară. Pur și simplu băgai număr de telefon, primeai un cod din 6 cifre și te conectai și aveai cardul de fidelitate, intrai în jocul nostru lunar și aveai o grămadă de oferte în fiecare lună. Asta este și motivul principal pentru care am ales să intru foarte puternic în proiectul ăsta. Nu să fiu un simplu investitor care stă pe bară și se uită, ci vreau să ajung la succesul lui pentru că îmi place de mor, pentru că îmi dă mie utilitate în primul rând. Nici nu contează care este numele lui. Da, sunt egoist, nu sunt altruist, vreau să mă ajute pe mine. Asta vreau. Și mi-am convins inclusiv părinții să investească, asociatul, cumnatul meu, pentru că mi se pare un proiect strong care poate să-mi rezolve mie o problemă în viitor, mai ales pe partea de business, dar nu intrăm în detalii aici. Problemă pe care o au foarte mulți oameni. Pentru că și aici mă uit când vine vorba de un proiect. Băi, câte mâini poate să atingă produsul ăsta? Și răspunsul este clar, milioane. Toată lumea are problema asta. Vreau să-mi țin și cripto și banii fiat în același loc, un loc în care am fricțiune minimă spre deloc. Deci este oarecum interoperabil și cu bani fiat, și cu Ethereum, și cu Bitcoin, și cu DTM și poți face un exchange instant sau poți să plătești ce vrei cu el. Bineînțeles, mai este o grămadă de muncă și proiectul este destul de laborios, dar asta este șansa celor care vor să investească în fază incipientă într-un proiect. Adică, înainte ca proiectul respectiv să fie listat public pe un exchange, ceea ce ar permite tuturor să intre și ar face proiectul mult mai predispus la pump-uri și dump-uri. Și manipulări. N-a fost ciudat deloc. Așa că dacă ai fost investitor în Bitcoin în anul 2011, probabil că astăzi ești milionar. Dar ce faci din 2021 pentru următorii 10 ani? În cât timp vei putea să vezi return-uri reale? Eu am ajuns destul de târziu în spațiul ăsta, deși este încă de vreme. Tocmai de-aia am început să mă uit după proiecte de genul ăsta care sunt în fază incipientă și au o utilitate reală să ajute milioane de oameni. Bineînțeles, rezolvând o problemă majoră în societate. La fel v-am mai spus și despre spațiul ăsta crypto gaming, în care de asemenea am început să investesc, tocmai pentru că este foarte, foarte la început. Cele mai cunoscute și de succes două jocuri de aici sunt practic Axie Infinity și Illuvium. De ce? Pentru că au atins milioane de mâini ca produs. Lumea se joacă, lumea câștigă bani și pur și simplu așa cresc tokenurile în valoare. Și bineînțeles market cap-ul proiectului. Și în paralel mă uit la proiecte cu soluții financiare, cum vrea să facă Digital în momentul ăsta, care va veni și cu opțiuni de trading direct în aplicație, 4 levele pentru user cu beneficii diferite pentru fiecare, staking, etc. Poate facem un clip separat cu produsul final. Foarte important de precizat este faptul că vor avea licență de e-banking, ceea ce nu prea mai găsești în spațiul ăsta crypto. Adică e foarte important
important față de dexurile clasice, unde nu se poate urmări activitatea, de aceea le predispune la activitate guvernamentală. Și nu știi niciodată ca user cum te va afecta pe tine în final, dacă mai ales ai făcut bani de acolo. Aici totul trebuie să fie legal, transparent, respectând normele KYC în vigoare, etc. Așa că dacă ești interesat de faza de private sell în proiectul ăsta, o să organizez special o conferință Zoom pentru cei interesați ca să devină investitori și o să explic acolo toate condițiile cât de transparent posibil ca să știi în ce te bagi. Așa că în descriere o să găsești o adresă de e-mail unde poți să-mi scrii că ești interesat de proiectul Digital și vei primi înapoi o serie de detalii și linkul pentru Zoom despre care vorbeam. Așa că mersi că ai rămas până la final, nu uita să lași un like la clipul ăsta ca să ducem informația mai departe, pentru că așa funcționează algoritmul YouTube, și un subscribe pentru că tragem să învățăm cât mai multe chestii împreună. Iar noi ne auzim data viitoare.